Doar fotografiile. Sunt modificate pentru a susține unitatea lor. Sunt făcute, construite la Arad, cu aparatura din interior, la venită din import, în special Anglia. Odihnă, vagon dormitor, lucrat special, foarte mult, manual lucrate. Andrei, hai să-ți fac poză! Sunt lucrate la interior de ingineri români și personal român. Cu aparaturile din care la vremea aceea. Vagoanele sunt dotate cu frână electromagnetică, tapet din mătase, ce faci, bă, până la nas? Naturală. Tati, te uiți? Așa. Ia să uit un șeric. Sculpturile, ștucatura. Era o cameră. Este fabricată de inginerii români la noi în țară. Aici mai avem un salon de odihnă. Lucrat în lemn de cireș, cu intarsă, foarte numeros. Dormitorul numărul 2. O ștucatură aferentă. Vagoanele sunt dotate cu aer condiționat, la vremea aceea, frână electromagnetică, cum am mai spus. Ne apropiem și intrăm în vagon sufragerie, vagon destinat sălii de ședințe și conferință. Totul este lucrat manual. Instalația de sonorizare. Operator de cetere călător, operator de stat. La vremea aceea. Sala de ședință, la fel lucrată în lemn de cireș, cu intarsă, la fel ca vagoanele anterioare. Mobilierul la interior este
fabricație românească, nu este adus din import, decât o parte din tapet. O parte din alt tapet care este din mătasă. Naturală. Următorul vagon în care vom intra este un vagon restaurant. Cu 36 de locuri. Foarte bine sonorizate. Izolată termofonic, cum am mai spus. Și se păstrează nuanța lemnului de cireș cu tapetul verde mătase natural. Printre altele, caracteristici ale vagoanelor. Viteza de circulație. Este la 160 de km la oră. Bineînțeles, unde permite infrastructura. Următorul vagon este denumit vagon uzina, care are în dotare două grupuri electrogene formate din motor Rolls-Royce, 8 cilindri V, 450 de cai putere, cu generator bruș, aici, care sunt reglate și debitează o tensiune de 660 de volți. În 50 de herți. Ambele motoare, când se află în parcurs, sunt lansate, menținute în stare caldă, iar acționate pentru a genera energie electrică doar una. În caz că se întâmplă o defecțiune la primul motor, al doilea intră în funcțiune automat. Aici avem un spațiu tehnic dotat pentru intervenția rapidă a personalului pentru remedierea cât mai posibil urgent a defecțiunilor care apar de-a lungul timpului. Fabricația lui undeva în anii 76, cum am mai spus, la Arad, iar motoarele cu aparatura sunt pe proveniență englezească. Acesta este a...